キコリキ。だ。Mi se pare că e cam trispin în ultima vreme. Întristatul meu, prieten, ce s-a întâmplat? Baby al meu, iar pierdut undeva. Scrisori net, telegram net, eu speriat dacă s-a întâmplat ceva. De necrezut, cât de nesimțiți pot fi câteodată tinerii. Unde le e bunătatea, unde le e afecțiunea? Ce să faci? Așa sunt făcuți ei. Dacă stau să mă gândesc, când l-ați proiectat pe Bibi, ați omis cel mai important lucru, simțul afecțiunii. Dar oare cum se poate controla asta? Ce spui acolo? Dar este o parte vitală a procesului. Simțul afecțiunii, ăsta e primul lucru la care trebuie să se gândească un creator. Asta să fie clar. Vorbe poate să zică oricine, dar încearcă singur să faci asta. Cel mai important. Așa, așa. Și o să încerc și o să fac. O să demonstrez că un creator adevărat poate să facă multe. Și acum cel mai important lucru. Afecțiunea. Dacă te ocupi la timp de cel mai important lucru, creația nu o să lui de niciodată pe marele său creator. Cum suntem în epicentrul unei furtuni? Dacă nu se va opri înainte de timp, electricitatea naturală o să-și facă singură treaba. Mai mult, mai mult, mai multă putere! Chiar am reușit! Trăiește! Lanuș! Lanuș! Lanuș, deschide! Sunt Săpescu! Tu ești Săpescu. S-a întâmplat ceva? Păi am vrut să te chem la pescuit! Vrei să vii? Da, Săpescu. Îți mulțumesc, grijuliul meu, prieten. Însă mai bine o lăsăm pe altă dată. Da, cine-i acolo? Nimeni. Vin acum. Nu este nimeni. Să mă înțepe, Albina. Ei, dacă te răzgândești, știi unde mă găsești. Nu, e fierbinte. Nu atinge aia. Nu te juca cu aia. Încetează. Chestia asta chiar nu merge niciodată. Lanuș! Salvează-mă, Săpescu! Eu am făcut exact cum scria în cărțile vechi și am reușit să-l învii. Și da, a prins viață, dar mă tem că i-am pus prea multă afecțiune. Loialitatea lui e covârșitoare. Nu mă lasă singur o secundă, e un coșmar! Am reușit să-l închid deocamdată, dar în curând va reuși să iasă și va veni după mine. O să vrea să ne jucăm! Știam eu, a și venit după mine. Ar putea să fie nițel curent. Sau mai mult curent.
Ianuș, ai auzit ceva? Doar pe tine. Unde e chestia aia? O vezi? Uite, acolo. L-ai făcut din lut, n-am mai auzit așa ceva. Ai uitat să dai focul la cuptor. Lutul trebuia să ardă, nu știai asta? Într-un cuptor, ceva, tot eu să spun. Da, e bine că nu ești un arc, ai topit toate oalele. Am reparat deja pereții, acum trebuie să pun o ușă nouă. Trebuie că a fost o eroare în calculele mele. Poate că afecțiunea nu e cel mai important lucru. Cel mai important lucru? Asta e! Independența! Cel mai important lucru este independența! Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Nu rata următoarele aventuri! Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele!